și în Partidul Național Liberal din cauza întâlnirii de taină de la Serviciul de Informații Externe la care au participat mai mulți lideri liberali, printre care Alina Goriu și Cristian Bușoi. Ludovic Orban critică prezența acestora la petrecerea dată de directorul Serviciului de Informații Externe și a declarat că dacă ar fi fost în locul Alinei Goriu, ar fi refuzat această invitație. Cum vedeți participarea Alinei Goriu la acea aniversare a lui Gabriel Vlase, unde au venit și foști membri ai PSD, unde au venit... Dacă eu aș fi fost invitat, nu m-aș fi dus. Ați stat de vorbă cu Alina Goriu? Nu. Lovitură în cazul...